După 4 ani de liceu, plin de amintiri cu colegii, de experiențe noi, de întâmplări care vor rămâne întipărite în minte pentru tot restul vieții, elevii claselor a 12-a și-au luat rămas bun de la profesori și de la colegi. Festivitatea de absolvire de la Colegiul Național Radu Negru din Făgăraș a avut loc astăzi de la ora 11. În ultimele zile, absolvenții claselor a 12 au trecut prin momente emoționante, ultima oră de dirigenție, premierea celor mai buni elevi și predarea cheii către colegii care vin din urmă. Hristos a înviat. Cu aceste cuvinte declarăm deschisă festivitatea de absolvire a elevilor de clasa 12-a, promoția 2024. Și pentru a-i ajuta să scape de emoții, haideți să le dăm un rând de aplauze pentru ceea ce sunt. Pe care ne-o fac astăzi de a fi parteneri ai lor. Ziua de azi vă este închinată vouă, celor 148 de absolvenți, de identități, de suflete, de oameni în devenire. Aș spune că ziua de azi simbolizează mai curând un nou început decât un final. Stimați profesori, dragi părinți și colegi, ne aflăm astăzi la un eveniment marcant în viața fiecăruia, absolvirea liceului, în promoția 2024. Acești 4 ani au trecut nespus de rapid și cred că toți am dorit să fim iarăși la începutul clasei a noua. Chiar dacă poate nu online și poate nu cu moși pe față, râzând și socializând în clasă și pe holuri. În retrospectivă, toate momentele dificile au fost, de fapt, printre cele mai memorabile, pentru că, prin intermediul lor, am învățat să ne adaptăm la orice situație, să găsim soluții atunci când în aparență nu existau și să ne asumăm responsabilități. Putem spune că rezultatele din liceu au fost un succes pentru fiecare dintre noi, cu țelurile și pasiunile fiecăruia. Am reușit să ne cunoaștem în ciuda măștilor care ne acoperau mai mult de jumătate din fețe și ne-am deschis în fața dumneavoastră și prin micile pozne pe care le-am mai făcut de-a lungul anilor, de la distanță cu filtrele amuzante din întâlnirile online până la momentele în care făceam ocolul școlii pentru a găsi prima poartă deschisă pentru a pleca.